Bună ziua, mă numesc Daniel Cozac, bine ați venit la Timișoara 2021, emisiunea în care prezentăm programul cultural al Capitalei Europene a Culturii. Astăzi alături de mine, Mihaela Vețan de la CRIES. Bună, Daniel, bună telespectatorilor noștri. Da, telespectatorilor și celor care ne urmăresc online. Am să te rog mai întâi să ne spui ce este CRIES, asociația pe care o reprezinți. În primul rând, poate să descifrez denumirea. CRIES vine de la Centrul de Resurse pentru Inițiative Etice și Solidare. Este o organizație neguvernamentală pe care am inițiat-o în anul 2009, împreună cu mai mulți membri ai comunității, cetățeni și alte organizații neguvernamentale, cu obiectivul de a promova economia socială și solidară în Timișoara și ulterior s-a dovedit că în România și în niște țări vecine unde am lucrat, cu focus pe ceea ce înseamnă ideea de sustenabilitate, consum responsabil, implicare participativă și implicarea cetățenilor în treburile orașului. Am lucrat de asemenea foarte mult pentru promovarea conceptului de agricultură susținută de comunitate, care este tot o inițiativă participativă care pleacă de la cetățeni preocupați de unde le vine hrana și care este rolul lor ca cetățeni pentru a-și asigura acces la o hrană de calitate. Și astfel că Timișoara a fost primul oraș din România unde în 2008 am inițiat parteneriatele ASAT pentru susținerea agriculturii țărănești. De asemenea, suntem implicați în ceea ce înseamnă comerțul echitabil, promovarea comerțului echitabil. Am avut nu neapărat nenumeroase, dar am avut câteva evenimente de promovare, evenimente educaționale. Deja e o tradiție de a merge în școală, de a merge în facultate, de a discuta cu studenți despre această temă a dezvoltării internaționale de data aceasta. Și astfel că anul acesta am fost mult mai prezenți și în stradă și datorită colaborării cu Capitala Culturală 2021 pentru a aduce mesajul la cetățeanul obișnuit, nu numai la activiști, la elevi, la studenți. Și pentru că ai spus lucrul ăsta, am să te întreb, pentru cei care nu știu, să ne spui ce înseamnă de fapt comerț echitabil, de exemplu. Da. Comerț echitabil sau fair trade, pentru că este traducerea din engleză, este un comerț orientat către oameni. Și acum poate veni întrebarea, pe ce nu orice comerț e pentru oameni, că se schimbă bunuri ca să răspunzi unor nevoi. Nu, în comerțul convențional, cum numim noi, de multe ori sunt încălcate drepturile omului și mai ales drepturile celor care lucrează pentru producerea unor bunuri sau servicii. De multe ori sunt exploatați copiii pentru bunuri pe care noi le consumăm. Acest lucru se întâmplă, bineînțeles, mai mult în țări în curs de dezvoltare, unde nu există nicio legislație care să urmărească foarte strict lucrurile acestea, dar, din păcate, știm că se întâmplă și în România. Există încă și în România mulți copii care sunt trimiși să muncească pe câmp și nu mai ajung să meargă la școală. Iar comerțul echitabil este tot o mișcare cetățenească, dar de data aceasta e o mișcare globală în care cetățeni consumatori din Nordul, să zic, din țările dezvoltate, se solidarizează cu mici producători și muncitori din țări în curs de dezvoltare, alegând să achiziționeze niște bunuri certificate, acele bunuri care au logo de comerț echitabil sau fair trade, prin care ne asigurăm că sunt respectate niște principii. Iar dintre cele mai importante și cunoscute este faptul că un mic producător sau un muncitor este plătit decent, corect pentru munca pe care o face, cum spuneam, că nu sunt exploatați copii, că sunt folosite practici prietenoase pentru mediu. Nu neapărat toate produsele din comerț echitabil sunt certificate organic, dar oricum sunt mult mai prietenoase cu mediu și se acordă în special o atenție mai deosebită dezvoltării comunităților locale din care acești mici producători provin și unde se realizează produsele. De cele mai multe ori pe noi nu ne interesează ce se întâmplă. Aici vreau să te întreb de ce ne-ar interesa pe noi ca timișoreni sau români lucruri de felul ăsta care au legătură, pare, din ce spui, cu alte părți ale lumii.
Da, într-o primă privire și, de fapt, într-o privire simplistă, putem să spunem, avem și noi problemele noastre destule, mai ales într-o țară ca România, avem sărăcia noastră, avem oamenii noștri săraci, doar că trăim într-o singură lume, într-o singură planetă și ceea ce se întâmplă într-un capăt al lumii, la un moment dat se reflectă și în cealaltă parte a lumii. Uneori cu viteză mai mare, alteori cu viteză mai mică. De exemplu, cu toții am resimțit, poate vara aceasta cel mai bine, efectele încălzirii globale. Aceste efecte, practic, sunt consecințele unor acțiuni care s-au întâmplat, poate, în locuri în care noi nu știm, a unui model de a face afaceri, de a face business, fără să fim preocupați care este impactul asupra mediului. Noi, ca și consumatori, poate într-un alt colț de lume, suntem mai degrabă preocupați să avem acces la produse ieftine, ne uităm mai degrabă la preț și avem foarte puține obișnuințe de a ne întreba ce este în spatele prețului respectiv. Dacă un produs este realizat respectând mediul înconjurător, respectând drepturile oamenilor. Foarte multe informații care au legătură cu comerțul, cu producția, cu globalizarea. Care este, de fapt, legătura mai aproape subiectului nostru de discuție, legătura cu partea de cultură și educație? În primul rând, orice produs, dar mai ales în partea de produs alimentar, pentru că noi avem un focus special pe hrană, pe mâncare, este purtător de informații ale contextului din care provine. Chiar dacă e realizat într-o lume globală în care încercăm să se standardizeze, sau una dintre tendințe este de a standardiza lucrurile, de a merge la un hotel și a găsi peste tot aceleași produse, sunt unii dintre noi, unii consumatori, chiar preferă lucrul acesta. Indiferent în ce loc din lume s-ar duce, să știe că mănâncă aceleași lucruri. Chiar dacă hrana este un numitor comun, există foarte multe tipuri de hrană și există foarte multe feluri de a te bucura sau de a achiziționa lucrurile astea. Și atunci ajungem mai aproape de tema evenimentului pe care îl pregătiți în cadrul programului cultural Timișoara 2021 la începutul lunii octombrie. Spune-mi despre ce este vorba, ca să nu dezvălui eu toate amănuntele. Mai precis, este vorba de 4-6 octombrie, Da. este vorba de festivalul La Paz, Slowing Down, care este o invitație de a reduce ritmul alert și, în primul rând, de a ne uita diferit la hrană. Hrana poate să fie un vector cultural dacă înglobează niște informații despre specificul locului, despre rețete, despre anumite tipuri de ingrediente care sunt specifice unui anumit loc, sau poate să nu aibă această valoare și în care, cum spuneam, este standardizat același produs pe care îl mănânci oriunde. Dacă le-am trezit atenția telespectatorilor despre acest subiect, trebuie să le spunem și unde se va întâmpla festivalul. Festivalul se va întâmpla în Parcul Rozelor, în primul weekend de octombrie. Și pot participa toți cei care doresc să o facă, pur și simplu venind în Parcul Rozelor, intrarea Exact. gratuită. E intrarea gratuită, sunt așteptați și programul a fost construit împreună cu echipa de la Capitala Ce le pregătiți Culturală. timișorenilor și celor care se vor aventura, poate chiar din afara granițelor orașului, la Da. eveniment? Te Ce se va informez în întâmpla? premieră, Daniel, că avem o delegație din Serbia care va veni. Tocmai aseară am confirmat acest lucru cu partenerii noștri din Slow Food Serbia, care și producători și oameni politici și jurnaliști care vor să fie la acest eveniment pentru a dezvolta ulterior acțiuni comune. Dar festivalul din octombrie este un eveniment gândit pentru tineri, pentru adulți, pentru copii. Cei care vor veni în parc și vor răspunde aceste invitații de a reduce ritmul, pentru că, insist pe acest lucru, nu va fi un fast food festival în care venim și comandăm ceva Și plecăm. și plecăm și sau vrem foarte repede să se întâmple totul, ci o invitație la încetini ritmul.
Vor găsi producători care, mici producători care foarte greu altfel au posibilitatea să apară la evenimente similare, deja tot mai multe și în Timișoara. Produse care sunt purtătoare de cultură, pentru că vor fi produse culinare care vorbesc de specificul Banatului, vom avea o delegație din Transilvania care va veni cu niște produse specifice. Avem peste 20 de ateliere care sunt gândite pentru copii, pentru tineri, pentru adulți, în care vrem să aducem pe masă, într-o formă creativă, dar și într-o formă foarte serioasă, probleme legate de hrană. De la problema risipei alimentare, de la problema modului de producție a hranei, relația cu producătorii, rolul nostru ca și consumator, dacă avem un rol în toată această ecuație. Avem activități pentru copii care sunt legate de tema alimentației. Vom avea câteva organizații foarte serioase, cum este, de exemplu, Salvați Copiii din Timișoara, care va aborda tematica obezității în rândul copiilor, pentru că e un subiect extrem de îngrijorător, uitându-ne la statistici și la cât de mult crește. Deci va fi o dublă educație, va fi o parte de activități educative pentru copii și o parte de activități educative pentru părinți. Pentru părinți, pentru adulți, noi le-am numit evenimente de schimb de informații, de schimb de idei, în care putem fiecare să venim cu experiența noastră, pozitivă sau negativă, și să punem pe masă niște lucruri care cred că deja încep să ne preocupe despre felul în care ne alimentăm și de unde ne procurăm hrana. Adică putem învăța și îi putem învăța, putem învăța de la alții și îi putem învăța, exact, și pe ceilalți din propria noastră experiență. Așa au fost gândite evenimentele, nu sunt evenimente tip seminar, avem un expert în care o să ne lumineze, ci invităm pe fiecare să vină cu experiența proprie. Cum spuneam, și activitățile pentru copii, avem teatru pentru copii, dar legat de tema alimentației, o să avem niște jocuri care ne vor duce până la urmă tot la problema cum ne hrănim copiii, cum împărțim hrana la școală. Vom avea seara, bineînțeles, evenimente artistice, vom avea artiști care sunt invitați să cânte. Practic, cuvântul care am încercat să exprime cel mai bine, deși e foarte greu să exprim într-un cuvânt, este vorba că încercăm să construim împreună niște experiențe diferite și încercăm să folosim cât mai bine toată munca care stă în spatele pregătirii acestui festival pentru a crea conexiuni viitoare necesare. De exemplu, ne-am dorit foarte mult ca producătorii care ajung acum la festival să devină, de ce nu, furnizori de materie primă pentru restaurante, baruri, băcănii din Timișoara, sperând că oamenii se vor convinge că e vorba de un alt tip de produs pe care îl pot achiziționa și nu este chiar atât de greu. Dorim să purtăm niște discuții foarte oneste și deschise cu autorități ale statului legate de autorizarea micilor producători, pentru că uneori nu găsim mici producători pentru că ei nu sunt autorizați și atunci fie își vând obscur marfa, fie în niște condiții care nu ne-au permis să le aducem. Poate doar de subzistență. Exact, de subzistență. Și vrem să punem pe masă și această temă. Vom avea niște experți cu care vom discuta inclusiv despre costurile și oportunitatea de a ne certifica producția organică, pentru că se vorbește tot mai mult acum despre faptul că e o nevoie urgentă de a trece la metode mai sustenabile de agricultură. Deci micii producători care vor fi interesați să afle informații despre cum se poate face acest lucru reprezintă un public țintă important pentru noi. Deci nu numai cetățenii din oraș, pentru că am gândit activitățile evenimentului pentru a veni și în sprijin cu informații, cu punere de contacte, pentru că vom avea, cum spuneam, mai mulți parteneri, și pentru micii producători care ar dori să afle mai multe informații tehnice de data aceasta, și va fi un loc și pentru ei. Este la pas o primă ediție, un prim pas
un proiect finanțat de Primăria Municipiului Timișoara? Finanțatorul principal este Consiliul Județean Timiș și cofinanțarea este asigurată de Primăria Timișoara. Mulțumesc pentru această precizare. Trebuie să spunem că este un proiect care a fost descris și cuprins în dosarul de candidatură. Vă urăm mult succes, așteptăm cu interes ce se va întâmpla în Parcul Rozelor în 4-6 octombrie. Îți spunem la revedere deocamdată și continuăm discuția noastră cu Sergiu Florean. Bună ziua din nou, mă numesc Daniel Cozac, alături de mine în studio la Timișoara 2021, Sergiu Florean, Asociația CRIES. Vorbim despre festivalul La Pas, un proiect din cadrul programului cultural Timișoara 2021. Sergiu, bine ai venit. Am vorbit deja cu Mihela despre câteva, colega ta, despre câteva din lucrurile care se vor întâmpla la festival. Pentru tine am o întrebare direct în subiect. Disco Sup. Ce înseamnă? Disco Sup e un eveniment pe care noi l-am împrumutat de la mișcarea de Slow Food. Slow Food este o mișcare originată în Europa, în Italia, care vine cumva să adreseze o problemă esențială a alimentației contemporane, viteza. Faptul că suntem obișnuiți să mâncăm repede, pe unde apucăm, de multe ori vrem să fim serviți, dacă mergem într-un local, cu cea mai mare promptitudine. Vrem să reducem timpii alocați pentru mâncare, dar nu ne preocupă foarte mult ce impact are toată această... Asta vreau să întreb. Și ce e rău în asta? În principiu, cam tot. Faptul că trăim într-o era vitezei și a crizei de timp, e de fapt pe nedrept reflectat în alimentație și în preferințele noastre gastronomice. În momentul în care optăm pentru hrana semi-preparată sau pentru minuturi sau pentru localurile unde suntem serviți cu cea mai mare promptitudine, neglijăm de fapt esențialul alimentației care s-a ajuns acolo. Exact, care ar trebui să fie legat de conținutul mâncării, de ingredientele de calitate a lor, de sursa de proveniență a acestora. Deci toate lucrurile astea care cumva țin de o educație minimală sau pe care o preluăm deja din primii ani de viață în societatea contemporană, dar care de fapt ne aduc într-o postură în care nu reușim să ne urmărim cel mai bine interesele. Mihaela ne-a ilustrat deja cumva o introducere în aceste concepte care se leagă de consumul responsabil, dar totuși care este legătura cu Disco Sup? Ce este Disco Sup? Disco Sup va fi o secvență a festivalului La Pas, în care vom îmbina, să zic așa, necesitatea de a ne prepara mâncarea cu plăcerea de a petrece timp împreună și de a dansa. E un eveniment care atacă, să zic așa, mai multe probleme, inclusiv vizează reducerea risipei alimentare. Sâmbătă dimineața ne vom întâlni mai mulți oameni din oraș și alți participanți care doresc să participe, să ia parte la această la Disco Sup, la această să zic așa activitate de preparare, dar nu doar activitate gastronomică, ci în același timp de convivialitate. Vom avea ingrediente considerate pierdute sau expirate sau oricum de o perisabilitate ridicată. Dă-ne câteva exemple concrete. Legumele care ar fi urmat să se arunce în ziua respectivă pentru că nu mai îndeplineau criteriile estetice, dar care din punct de vedere al conținutului nutrițional nu sunt perisate și au încă valoare. Alte alimente pe care le putem procura din piețe locale, de la magazine, din oraș,
pași care tot așa apropiindu-se de termenul de valabilitate erau puse deoparte sau ocolite de consumatori. Și cu aceste ingrediente vom găti într-un spațiu deschis în Parcul Rozelor, în condițiile în care vom avea și un playlist, va fi o coloană sonoră pentru acest eveniment. Oamenii vor veni de acasă cu un tocător și un cuțit și împreună vor curăța, vor învăța să salveze cele mai bune părți și să le prepare împreună, exact, cu parteneri locali și în final vom avea cel puțin o supă. Cine va fi maestru de ceremonie sau cum se va întâmpla lucrul ăsta? Vor primi instrucțiuni, vor afla? Vor primi, da, e destul de complicat pentru că vor fi mai mulți responsabili de coordonare, să zic așa, mai mulți șefi ad hoc, așa, pentru că nu mizăm pe o specializare înaltă a bucătarilor. Ideea de bază e că totuși un disco sub trebuie să se adreseze tuturor, să nu excludă pe nimeni și în același timp să salveze cât mai mult din hrana care era pe nedrept etichetată ca perisată. Sau... Eu unul aștept cu nerăbdare exact acest eveniment, pentru că de fiecare dată când mă uit în frigider am această întrebare: ce poate fi salvat și ce trebuie aruncat, și câteodată cred că fiecare dintre noi preferă să nu-și asume riscuri și aruncăm tot ce ni se pare că este trecut. Corect. Dar trebuie doar să... Și atunci cred că avem nevoie de un set de informații clare, cum facem selecția asta, cum luăm decizia asta, astfel încât mâncarea pe care o consumăm să fie sănătoasă, hrănitoare, gustoasă, de ce nu? Gustoasă. Exact. Și implicit să înțelegem dacă riscurile există sau nu, pentru că din păcate într-un sistem care e definit prin supraproducție, care e sistemul alimentar astăzi, cel puțin din ce privește sistemul industrial alimentar, noi suntem tot timpul îndemnați să aruncăm, să facem loc pentru următoarea tranșă de cumpărături, să cumpărăm, să consumăm cât mai mult. Și de multe ori nu suntem conștienți că în felul ăsta susținem acea dimensiune impresionantă a risipei alimentare la scală globală, unde avem o treime din hrana produsă care se pierde. Deci dimensiunea a ajuns atât de critică încât există programe globale și coordonate de Organizația Națiunilor Unite și diverse guverne de a încerca să se reducă această pierdere. Da, și de a coopta totodată și pe fiecare dintre noi în această mișcare. Noi sperăm că vom face asta pe muzică. Înainte să pară că lucrurile sunt extrem de serioase, deși ele sunt foarte serioase, să spunem că toate informațiile astea vor fi livrate într-un mod cât se poate de relaxat, împreună cu prietenii, într-o atmosferă de relaxare. Indiferent dacă vremea va fi însorită sau nu, pentru că vom avea corturi care să asigure condițiile cel mai bune pentru asta. Oricum vom avea și dube cu mâncare, dar și cu DJ, deci lucrurile vor fi cât se poate de firești. Pentru că atunci când vorbim de muzică, e clar că legătura cu partea culturală e evidentă. Când vorbim de gastronomie, nu e întotdeauna așa și asta este o întrebare pe care i-am adresat-o și Mihai Revețan. Care e legătura între cultură și gastronomie? Bun, asta e o întrebare cât toată întâlnirea sau discuția. E foarte
complexă, de fapt, sau răspunsul ar implica foarte multe dimensiuni. Dar e important cum răspundem la întrebarea asta, pentru că arată cum ne poziționăm, unde ne situăm noi vis-a-vis de această problemă. Eu zic că e în mare parte vorba despre o cultură a convivialității. E vorba despre faptul că oamenii trăiesc împreună partajând lucruri, iar în momentul în care vorbim despre mâncare e foarte evident că vorbim despre partajarea unor resurse. Inclusiv antropologii ne atrag atenția asupra formei rotunde a farfuriei, care este tocmai de asta cea mai comună, pentru ca să permită accesul egal de pe toate, din toate părțile. Iar pentru noi astăzi legătura este atât cu partea aceasta de petrecerea timpului liber împreună, cu partea de multiculturalitate, partea de a face cumva cunoscută identitatea noastră prin dimensiunea gastronomică, dar de a înțelege și identitatea celuilalt, chiar a alterității tari, tot așa prin intermediul unor preparate gastronomice. Mai mult, dacă ne uităm la felul în care sunt produse ingredientele și la impactul pe care îl are astăzi industria alimentară, putem vorbi inclusiv despre o viziune asupra viitorului. Ce fel de viitor vrem să avem, în ce lume vrem să trăim, e până la urmă corelat cu ceea ce mâncăm, cu felul în care ne asigurăm o nevoie de bază, dar care e, de fapt, împletită cu toate dimensiunile noastre de ființe spirituale. Deci, de la ritualuri religioase până la faptul că ne place să ieșim împreună și să mâncăm împreună cu prietenii, toate vin în aceeași idee. Cred că e momentul să le reamintim celor care ne urmăresc unde pot afla mai multe informații despre activitățile CRIES și La Paz, și să sperăm că vor putea participa la festivalul din 4-6 octombrie în Parcul Rozelor, dar dacă nu vor putea face acest lucru atunci, cum pot să se conecteze cu subiectul ăsta? Cam din, să zic așa, din mediile obișnuite, avem o pagină de internet dedicată festivalului, care se cheamă Timișoara La Paz. Avem informațiile și pe pagina Asociației CRIES și pe Facebook și sperăm că e deja funcțională pe Instagram. Deci vă invităm să căutați informații despre festivalul La Paz, despre programul La Paz al Asociației CRIES, un proiect Timișoara 2021, Capitală Europeană a Culturii, proiect finanțat de Consiliul Județean Timiș și cofinanțat de Primăria Municipiului Timișoara. Mulțumesc, Sergiu Florean, vă mulțumesc și dumneavoastră, până data viitoare, la revedere!